Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Putin împinge războiul pe care l-a început în Ucraina și mai departe. În această dimineață, el a decretat mobilizare parțială în Rusia și spune că va apăra țara și poporul de Occidentul care ar vrea să o distrugă. Președintele Putin, pe care o să-l auzim imediat, spune că există un șantaj nuclear la adresa țării sale și că va aduce pe front rezerviști, dar vedem imediat ce înseamnă și acești rezerviști. Alături de mine, fostul ministru de externe, domnul Cristian Diaconescu, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O să intrăm imediat în legătură directă cu ascultătorii noștri, o să dau și telefoanele și o să lansez și întrebările. Înainte însă, domnule Diaconescu, să-l ascultăm câteva secunde pe președintele Putin ca să putem să interpretăm mesajul. Haideți să-l auzim cu o parte din declarația sa. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной... НАТО a folosit inclusiv șantajul nuclear împotriva noastră. Vorbim nu numai de bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie încurajată de Vest, care amenință cu o catastrofă nucleară, dar și despre declarațiile unor reprezentanți de rang înalt ai principalilor state NATO cu privire la posibilitatea de a folosi arme nucleare de distrugere în masă împotriva Rusiei. Celor care își permit astfel de afirmații cu privire la Rusia, vreau să le reamintesc că țara noastră are și diverse mijloace de distrugere și mai moderne decât cele ale țărilor NATO. Iar atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, pentru a proteja Rusia și poporul nostru, cu siguranță vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Nu este o glumă, nu este un bluf, de fapt, cred că asta a vrut să spună președintele Putin. Bine, dar cine amenință? La care integritatea Rusiei se referă președintele Putin? Da, nu este o glumă, nu este un bluf, este un semn de slăbiciune. Practic, în februarie acest an, Federația Rusă a invadat Ucraina, sperând că războiul se va termina în 72 de ore. Vehiculele blindate ruse care intrau pe teritoriul ucrainean aveau înăuntru, se spune, uniforme de paradă. Deci militarii nu sperau că vor intra într-un război de uzură, ci că totul se va termina ca în 2014 foarte repede. Adică ucrainenii vor ceda militar, comandamentele se vor preda, iar puterea politică de la Kiev va fugi, urmând a fi înlocuită cu o guvernare marionetă pro-rus. Nimic din toate aceste lucruri nu s-a întâmplat, dimpotrivă. Pe de o parte, Occidentul a rămas unit, a aplicat un regim de sancțiuni foarte dur împotriva Federației Ruse, iar pe de altă parte, resursa militară modernă, semnificativă, de care beneficiază Ucraina în această perioadă, este asigurată mai ales de statele membre NATO pe baze naționale. Și în legătură cu reziliența ucrainienilor, multe lucruri nu sunt de spus, este cât se poate de evidentă și cât se poate de categorică. În egală măsură, în ultima perioadă, ucrainienii au trecut în ofensivă pentru a-și elibera țara și cam 6.000 de kilometri câștigați de armata rusă au fost pierduți în câteva zile, ceea ce a pus conducerea de la Moscova într-o situație foarte complicată. Pentru că cele două războaie în desfășurare, cel convențional în Ucraina, dar și cel hibrid, par a fi pierdute ambele. Deci, din acest punct de vedere, în acest moment, președintele Putin încearcă să recupereze elementele de mesaj. Și până când cei 300.000 de rezerviști vor putea fi adunați, instruiți, și dotați cu armamentul necesar, s-ar putea să treacă câteva luni. Deci, cam 100 ceva de mii, dacă ar reuși la un moment dat, prin mobilizări chiar parțiale, dar forțate, nu pot acoperi necesarul de forță militară în câteva zile de care are nevoie Federația Rusă în Ucraina. Din punctul de vedere al mesajului, în acest moment Lavrov se află la New York. Sigur, prezența sa acolo va fi folosită și de partea rusă, dar și de lumea occidentală în ideea găsirii unor soluții
Iar, sigur, și Federația Rusă și le dorește, numai că Moscova așteaptă să clipească primul Occidentul. Deci e o amenințare, astfel încât să-i dea o pârghie de dialog lui Lavrov, aflat la New York? Nu numai, este o oportunitate. Lavrov este acceptat ca și persoană în dialogul diplomatic, sigur, acum limitat, dat fiind poziția extrem de complicată prin care, în care s-a auto-situat și diplomația rusă, dar, evident, salvarea feței, ceea ce și-ar dori președintele Putin și în relație cu propria societate, duce spre această logică de escaladare. Pot să vă spun că cineva care a negociat diplomatic la un moment dat documente internaționale cu Federația Rusă, că nu numai în domeniul militar, dar și cel politic, ca de altfel cel diplomatic, ideea de escaladare pentru a dezescalada este un principiu de bază pe care ei acționează și își construiesc mandatele de acțiune în relațiile internaționale. 0372069599. De ce vrea Putin, din punctul vostru de vedere, escaladarea războiului? Ce își dorește cu aceste declarații? Ce trebuie să-i răspundă Europa? Vom vorbi și despre asta astăzi. Care este acum scenariul terminării acestui război? Vă aștept să ne sunați la România în direct, încă o dată 0372069599. Intrați în dialog cu Cristian Iaconescu și, de asemenea, avem mesaje pe WhatsApp. E acolo un număr de WhatsApp, 0728-3132. Puteți să trimiteți mesaje, le citim, le vedem. Această emisiune este și pe Facebook. Dacă sunteți de acord, domnule Diaconescu, deschid dezbaterea, oamenii sunt pe fir deja. Mircea, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, salut și distinsul noastră invitat și am puține emoții dat fiind prestigiul dumnealui și, bineînțeles, salut ascultătorii Europa FM. De ce vrea Putin escaladarea și ce încearcă să facă prin această escaladare, prin această mobilizare parțială? Pur și simplu să scape viața. S-a pus singur la zid. El nu mai are practic alternative. Dacă Rusia cedează fie și un centimetru în fața Ucrainei, Putin va fi înlăturat de toți durii din jurul lui și care sunt oligații, care sunt singuri care au puterea să înlăture. Momentan, populația rusă nu cred că are puterea să pornească o revoluție. Dacă în același timp, să zicem, escaladează conflictul până la capăt și e conștient de asta, faptul că merge pe sârmă, nu a declarat mobilizare totală, ci doar parțială, dovedește că el încearcă un echilibru. Pentru că e conștient că dacă escaladează până la capăt, capătul înseamnă un conflict nuclear, Rusia va fi terminată inclusiv el. Deci el practic îi joacă viața. Nu mai e vorba aici de politica Rusiei. Viața pe de altă parte, suntem într-un punct, vă rog. Că aș vrea să-mi exprim o opinie și tare aș vrea ca domnul Iaconescu să aibă cu experiența dumnealui argumente să mă contrazică. Din punctul meu de vedere, suntem într-un punct fără întoarcere. Putin este clar că nu mai poate. Rusia nu, e clar că nu mai poate să dea înapoi. Rusia va merge până când obține ceea ce vrea. Pe de altă parte, nici Occidentul nu mai poate să dea înapoi. A ceda fie și un centimetru Rusiei înseamnă că în maximum cincinal în toată Europa de Est avem guverne de tip aur, care vor scoate țările foste Europe de Est din Uniunea Europeană și din NATO și o vor reinstaura un fel de vasalitate față de Rusia, cu tot ce înseamnă asta, guverne proputiniste, sisteme autocrate și așa mai departe. Semințele vedem că sunt sădite în mai toate țările din Europa de Est. Au avut loc demonstrații, există un germene anti-european și anti-occidental. Hai să auzim un răspuns, practic, Mircea. Da, am înțeles ipoteza evocată. Practic, suntem în punctul... O secundă și cu asta am terminat și îl dau cu continuitatea noastră. Primul ministru de externe britanic spunea că Putin trebuie luat în serios. Nu, acum e prea târziu. Putin trebuie luat în serios în 2014. Momentul 2014 a fost ce a însemnat anul 1938, înainte de al doilea război mondial. Când primul ministru britanic Chamberlain s-a întors în Anglia după ce a cedat lui Hitler o grămadă de concesii, și a spus, am adus pacea în Europa timp de 100 de ani și după un an izbucnea al doilea război mondial. Ăla a fost momentul în care Putin trebuia luat în serios, 2014. Și singura soluție care mai poate fi implementată de Occident, domnul Diaconescu a spus adineaur că Putin a pierdut două războaie, dar l-a câștigat pe al treilea. A pierdut două războaie, războiul hibrid și războiul militar. Dar în continuare este extrem de victorios în fața războiului propagandistic pe care îl duce în Rusia. Ăsta trebuie combătut. Rușii chiar au impresia că în cazul unui conflict nuclear ei vor transforma Occidentul în deșert marțian în timp ce îi scapă.
pentru că ei nu înțeleg cum se desfășoară un război nuclear și Rusia a trebuit bombardat informațional, okay, cum făcea vestul pe vremea comunismului. Hai să ai un pic de răbdare, tot ce înseamnă asta. Ca să poți să primești și un răspuns la ipoteza pe care ai înaintat-o. Deci e un punct fără întoarcere, nu mai poate da nimeni înapoi aici? În acest moment, toată lumea speră negociere, dar negocieri nu pot avea loc. Un mic istoric, dacă îmi permiteți, și sunt de acord, total de acord, dar când domnul a spus dacă apare o flexibilitate în acest moment, indiferent din ce considerente, aceasta va fi un precedent. Nu există niciun fel de argument în legătură cu posibilitatea de a înlocui cuvântul cel mai folosit astăzi în cancelarele occidentale atunci când este vorba de politica, mai ales a Kremlinului, și anume impredictibilitate. Cât poți avea încredere într-o eventuală înțelegere? Pentru că, la un moment dat, a existat o discuție în ceea ce privește un eventual acord între Ucraina și Federația Rusă. Cam la o lună jumate, două, s-a discutat confidențial, nu neapărat în sens oficial, care acord să fie după aceea supus unor, inclus într-un tratat internațional care să beneficieze de garanții, garanții internaționale, tot încercând astfel să se transmită un mesaj de fermitate Moscovei privind angajamentele pe care eventual și le-ar fi asumat. Aici au apărut niște probleme legate, pe de o parte, de tehnicalitatea unui astfel de acord, pentru că odată ce introduci garanții internaționale, ar fi trebuit să-l treci prin parlamentele statelor garante. Și cred că ar fi fost o dificultate, cel puțin dacă ar fi să ne gândim la Parlamentul polonez sau cel din statele baltice. În al doilea rând însă, pe parcursul dialogului, pentru că, repet, nu a existat până acum nicio negociere. Au existat intermedieri în ceea ce privește coridoare de evacuare a cetățenilor din Mariupol, de exemplu, sau în, privind tranzitul de cereale prin Marea Neagră. Dar o negociere efectivă, ce înseamnă disponibilitate de compromis, stabilirea unei agende comune, așezarea la masă, realizarea acelui compromis și garanții de implementare a acordului la care s-ar ajunge, nu au existat aceste premise. Dar revenind, și discuțiile preliminare au trebuit să fie întrerupte pentru că au apărut semnale în ceea ce privește crimele de război și actele genocidare încălcându-se Convenția de la Geneva. Deci, practic, era insuportabil politic pentru orice fel de garant de a se asocia la o eventuală înțelegere în ceea ce privește cele două state implicate. Deci nimeni nu va da înapoi? Adică... Nu va da nimeni. În acest moment. Mircea, ipoteza, uite, ți-ai verificat-o de natura asta, adică nimeni nu o să dea înapoi, dar rămâne cealaltă chestiune. E adevărat că dacă Europa dă înapoi, o să apară guverne sau, mă rog, forțe politice de acest tip în estul Europei? Nici măcar nu s-a ajuns la acest nivel. În legătură cu ideea care a plutit în spațiul occidental, și anume teritorii contra pace, au fost invocate trei exemple din istorie. 1967, războiul de 6 zile. Nu există garanția că Federația Rusă, într-o situație similară, s-ar comporta la fel ca Israelul în acel moment. A doua, Coreea de Sud, Coreea de Nord. Nu există niciun fel de garanție în legătură cu faptul că Federația Rusă a acceptat, de exemplu, în Ucraina de Vest, 60.000 de militari americani care să asigure stabilitatea acestei zone. Germania de Est, Germania de Vest. Nu există nicio garanție că Moscova ar accepta ca Ucraina de Vest să devină membru NATO. Da. Păi, atunci mergem, uite, la un mesaj de pe WhatsApp care zice așa: nu avem nicio soluție pentru problema Putin. În Rusia este vorba despre un întreg sistem politic, întreaga conducere a acestei țări este împotriva Statelor Unite și a Occidentului. Deci chiar dacă Putin ar dispărea, mă rog, aici scrie ucis, ar rămâne sistemul rusesc și nu găsim nicio rezolvare pentru încetarea acestui război nedorit de niciun om cu scaun la cap. Da. Mulțumesc tare mult, Mircea. Aș vrea să-l aud pe Florin. Chiar și tu crezi că nu există nicio soluție? Avea dreptate antevorbitorul. La momentul ăsta și Putin știe că nu există cale de ieșire și tocmai de aceea forțează oarecum prin povestea asta, care sigur nu-i va aduce nimic pe front la modul concret. Va
chestiunea va prelungi războiul, dar câștigurile militare vor fi minime, iar pierderile maxime. El, de fapt, mizează acum pe o reacție imediată a Occidentului, care să facă un pas înapoi și să... și să fie oarecum mai flexibil, cum spunea domnul ministru. Dar asta e o sinucidere pentru Europa. În momentul în care, în 24 februarie, dacă nu mă șel, într-o altă emisiune de genul ăsta, spuneam atunci că dacă, fie și parțial, dacă Rusia ar câștiga ceva în Ucraina, întreaga configurație democratică a Europei se va schimba radical în decurs de 10 ani, poate maxim 15. Așadar, Stai o secundă, că vreau să-l aud și pe domnul Iaconescu. Așa e? E corectă gândirea asta că dacă Rusia ar lua, nu știu, ar lua ceva în Ucraina sau ar schimba ceva, se schimbă configurația în tot blocul european? Da, pentru că într-o situație de acest gen, teoretică și de neacceptat, practic ar fi două categorii de consecințe. În primul rând, un stat ar nega suveranitatea și identitatea unui alt stat pe criterii care i-ar aparține, ceea ce este total inadmisibil. Doi, pentru prima, de fapt a doua oară după 2014, Federația Rusă ar modifica frontierele în Europa, în spațiul euroatlantic, așa cum au fost convenite în actul final de la Helsinki din 1975. Deci tratatul de la Varșovia față în față cu NATO, URSS în amenințarea permanentă cu Statele Unite în sensul păcii care de fapt evita lovitura nucleară, ce ar fi distrus ambele blocuri. Totuși, au reușit să mențină această înțelegere. Frontierele odată existente, ele nu pot fi schimbate prin forță. În 2014 a căzut această înțelegere prin intervenția în Ucraina, care, într-adevăr, nu a primit din zona occidentală un răspuns pe măsură. Poate dacă atunci s-ar fi întâmplat ce se întâmplă astăzi, poate n-ar mai fi existat în februarie 2022. Fii atent, Florin, uite aici un mesaj, o ipoteză pe care o pune cineva pe masă, eu înțeleg așa. Cele patru referendumuri vor arăta o minoritate pro-rusă, adică vor cădea referendumurile, ipoteză, da? Care nu justifică continuarea operațiunii speciale din Ucraina. FSB-ul este responsabil, vor cădea câteva capete, end of story. O ieșire foarte elegantă, zice Laurențiu pe WhatsApp. Mă îndoiesc și probabil că și dumneavoastră vă îndoiți de povestea asta. Da, mă îndoiesc și eu, dar merită spus. Adică dacă era o cale de ieșire, asta e. Dar acum ne așteptăm ca cele patru referendumuri să fie câștigate, acelea să fie declarate teritorii rusești. Ce se întâmplă mai departe? Mai departe, haideți să ne punem noi în locul Ucrainei. Cum am reacționat? Ce am face? Am cedat teritorii sau am merge mai departe? Nu ne lasă istoria, nu ne lasă urmașii, nu ne lasă nimeni râul ramul, ca să zic așa. Asta trebuie să facă și ucrainii. Și mă tem că nu există altă variantă. Noi, europenii, cred că trebuie să mai fim conștienți de un lucru în acest moment. Că la momentul de față, Ucraina nu luptă doar pentru ea. Ucraina luptă pentru întreaga Europa. Și mai ales, repet, mai ales pentru Republica Moldova, pentru România, ce credeți că s-ar întâmpla peste 10 ani dacă Rusia ar câștiga acum în Ucraina? Care ar fi următoarea ei țintă? Ce credeți că s-ar întâmpla în Republica Moldova? Oameni buni, Ucraina nu luptă doar pentru ea acum, luptă și pentru noi. În legătură cu ce s-ar întâmpla, dacă îmi permite să adaug și eu ceva, și într-un fel indirect rezultă și din discursul președintelui Federației Ruse. Deci, se anexează oblasturile în care se organizează referendumul, parțial ocupate, Lugansk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Referendumurile vor avea succes, 99,999% din cei care în timp de război vin la referendum, probabil că vor achiesa la această idee, și anume anexarea, deci, la Federația Rusă și intrarea sub suveranitatea și principiul integrității teritoriale al Federației Ruse. În acel moment, Moscova va transmite următorul mesaj. Atacurile
militare ale Ucrainei nu mai sunt în apărarea propriului teritoriu, ci ca agresiune împotriva Federației Ruse. În egală măsură, sprijinul de care Ucraina s-ar bucura din partea Occidentului va intra în aceeași categorie, iar strategia de securitate națională a Federației Ruse, adoptată, cred, în urmă cu 6-7 ani, spune clar, în condițiile în care suveranitatea sau integritatea teritorială a Federației Ruse sunt puse în pericol printr-un atac chiar și convențional, adică armament convențional, Federația Rusă își rezervă dreptul să răspundă nuclear. Nu spun că așa se va întâmpla, să fie clar, dar din punctul de vedere al mesajului, se pare că întreaga situație se îndreaptă în acea direcție. Mulțumesc, Florin! Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Alături de mine, fostul ministru de externe, Cristian Iaconescu. Ce efect va avea chestiunea asta în Rusia? Adică, bun, e o reacție proaspătă acum fierbinte, căutările pe internet au crescut, cum să pleci din Rusia, cum să ieși din țară, dar ce efect ar putea să aibă mobilizarea 300.000 de bărbați, poate și din zone urbane, asupra întregii țări? Un efect, după părerea mea, extrem de complicat, care nu cred că a apucat să fie cuantificat foarte bine, inclusiv de Kremlin. De ce acest lucru? Pentru că, oricât ar părea de ciudat, erau două dimensiuni de comunicare și de înțelegere, de mental, în societatea rusă, care l-ajutau pe Vladimir Putin. Prima, că Occidentul de ani și ani de-a rândul nu vrea decât să sufoce și să distrugă, mai ales, identitatea postimperială a Federației Ruse. Și, în al doilea rând, războiul de Ucraina, da, este undeva departe. Nu ne afectează în mod deosebit. Ori, în momentul în care se declară mobilizare chiar și parțială, practic, din punct de vedere al dreptului internațional, și nu numai, Federația Rusă a intrat în război, chiar dacă ocolește foarte mult acest cuvânt și acest concept. În al doilea rând, se spune astăzi pe străzile, într-adevăr, de la Moscova, de la Sankt Petersburg, în zonele ceva mai informate, faptul că au început să se întoarcă coșciugele acasă și familiile întreabă. Și în al doilea rând se mai spune ceva interesant, și anume că frigiderul a început să bată televizorul. Pentru că efectele sancțiunilor economice, treptat, într-adevăr mai lent decât s-ar fi așteptat multă lume, au început să ajungă la nivelul cetățeanului, care crede, e dedicat, sprijină politica Kremlinului, dar trebuie să-și ia medicamente de inimă, pe care nu le mai găsește. Ori, din punctul acesta de vedere, trebuie să mai observăm un lucru. De 24 de ore, de exemplu, se pare că vreo 6.000 de IT-ști, oameni tineri care lucrează în IT sau lucrau în IT în Federația Rusă, au ocupat toate zborurile spre Tbilisi sau Istanbul, în ideea de a găsi o ieșire din Federația Rusă. Ei sunt incorporabili, conform acestor declarații. În egală măsură, Parlamentul, Duma de Stat, au luat o serie de decizii în ceea ce privește năsprirea foarte serioasă a legislației pentru cei care se sustrag înrolării sau care ar fugi de pe câmpul de luptă. Deci, un întreg complex care, de data aceasta, proiectează politica și o verifică politica guvernului, conducerii ruse, direct la cetățeanul rus. E foarte interesant cum va evolua percepția din acest punct de vedere. Adrian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bine v-am regăsit. Îl salut și pe invitatul dumneavoastră și toți ascultătorii. Eu aș vrea să subliniez câteva lucruri care nu au fost puse până acum. În primul rând, aș vrea să spun că acesta a așteptat și summitul din Uzbekistan, iar acolo a luat un reject pe linie, în principal de la cei care spera el cel mai mult să-l ajute, cum ar fi China sau India, și aceștia au început să-și dea seama că nu se mai pot asocia cu un personaj toxic și mai ales China vede că suferă direct, este fabrica lumii, criza energetică o afectează, și își dă seama că va suferi și indirect, pentru că Uniunea Europeană și SUA sunt cele mai mari piețe. Asta unul la mână. Apoi, doi la mână, a devenit deja o chestiune de salvare a pielii. Adică acest individ, acest criminal, și-a dat seama, știe din experiența lui de KGB-ist, că orice dictator care pierde un război
Și avem în istoria recentă, exemplu, nu știu, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Deci știe că dacă va pierde acest război sub o formă sau alta, nu va muri de moarte bună, nimeni n-a făcut-o de-a lungul istoriei. Da? Apoi, cred că este un exercițiu de imagine. Într-adevăr, acesta a avut o lipsă totală de răspuns credibil și solid în ultima săptămână, dar încearcă cumva să pozeze el în fața rușilor ca mascul alfa, dar așa cum a spus domnul Diaconescu, nu a cuantificat deloc efectele care le vor avea asupra populației ruse, da? Deci se schimbă radical acest lucru. Și bineînțeles, încearcă să forțeze Occidentul, asta s-a mai spus. Vezi, Doamne, declarăm referendum și dacă acum ne atacați, noi am alipit regiunea și atacați Rusia. Nici eu nu cred că se va schimba ceva dramatic. Și singura cheie va rămâne cea care a fost și până acum. Adică atât timp cât Occidentul furnizează ceea ce trebuie la timp și în cantitățile necesare Ucrainei, nu mai suntem pe vremea lui Napoleon și poți să aduci nu 300.000, ci 3 milioane de soldați. Că dacă aceștia nu sunt bine pregătiți, nu sunt bine echipați și n-au nicio motivație, tot degeaba. Va fi doar carne de tun. Mulțumesc! Da, un răspuns, merită un răspuns asta, că multă lume, am primit mesaje și pe WhatsApp care spun același lucru, adică soldații ăștia chiar o să fie carne de tun acolo sau pot să influențeze soarta luptelor? Deci, ceea ce a reușit armata ucraineană prin sprijin tehnologic, tehnic, traineri occidentali, este fără precedent în fața unei armate care era considerată până de curând cea rusă ca fiind una din primele 3-4 din lume ca și eficiență militară. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, nu neapărat numărul de militari care, încă o dată, nu va putea atinge plafoanele scontate mai devreme de martie-aprilie anul viitor. Până atunci vor fi evoluții. Deci, numărul de militari, nu cred că, într-adevăr, poate rebalansa întreaga situație. De altfel, din aprilie până acum, când ucrainenii au reușit această ofensivă, pe care o continuă, tot sute de mii de militari din Federația Rusă au fost implicați, până în 200 de mii. Și iată că n-au reușit nu numai să păstreze pozițiile inițiale, dar și să contracareze ofensiva ucraineană. Aș vrea însă să mai adaug un lucru legat de China și India, pentru că corect au fost aduse aceste două state în discuție. China a avut o poziție, n-aș folosi neapărat cum e echilibrată, cât una balansată. Bine gândită, evident, China dorește să transmite pe de o parte un semnal Statelor Unite pentru alte zone de tensiune de pe glob, dar în egală măsură nu se alătură Federației Ruse, mai ales din punct de vedere militar. China asigură 21% din producția manufacturieră a lumii. Ca să vândă această producție, evident că are nevoie de piețe. În egală măsură, China are nevoie de tehnologii noi, care se cam iau din piața Uniunii Europene, mai ales, să spunem, din Germania. Pentru că cu americanii au o relație mai complicată. Ei bine, Germania a exportat și în Federația Rusă tehnologie nouă, performantă, cam de 70-80 de miliarde de euro. Acest export s-a oprit. Dar producția în Germania continuă, în mod evident. Deci, piața Chinei ar fi un debușeu extraordinar pentru... Și se întâmplă acest lucru acum când noi vorbim. India, da, a avut o poziție neutrală, care treptat a început însă să se îndepărteze de Federația Rusă. Ultimul gest foarte interesant, s-a votat, de exemplu, în adunarea generală, o excepție, și anume ca Zelenski să poată transmite un mesaj video adunării generale. Acolo se vorbește numai în persoană. Votul în adunarea generală a fost 101-7. India a votat de partea celor 101. Da. Uite, o întrebare la care vă rog să răspundeți vine de pe Facebook. Este acesta un moment prielnic pentru a ne lua pastilele de iod, a le procura? După părerea mea, este un moment absolut necesar ca autoritatea din România să comunice mult mai mult. Oamenii și-au informații din tot felul de surse. Războiul nu e doar un exercițiu. Războiul de manipulare, dezinformare este în plină desfășurare. Oamenii trebuie să creadă în instituțiile care îi reprezintă într-o astfel de situație, iar noi suntem la frontieră și în ochiul vulcanului.
Ori din acest punct de vedere, repet, ideea de a arunca o știre pe piață pur și simplu, după care să nu discuți un astfel de subiect, este aproape irresponsabilitate. Deci, dacă nu găsim profesioniști responsabili, oameni capabili să interacționeze cu societatea, nu e deloc simplu. Nu e deloc simplu, dar asta este situația. Adică l-ați aștepta pe ministrul sănătății, pe premier sau pe președinte? Să stea zilnic pe acest subiect. Cum se întâmplă în Polonia, cum se întâmplă în Suedia, cum se întâmplă în Statele Unite. Exact. Ciprian, salutare, ești la România în direct cu Cristian Diaconescu. Salutare, vă salut pe dumneavoastră și pe invitatul dumneavoastră, pe care îl respect foarte mult. Bună ziua! M-am avut ocazia să ne întâlnim de câteva ori. O să încerc să plec de la ideea pe care ai spus-o mai devreme și să gândim un scenariu și îl luăm așa, cu informațiile pe care le avem acum. E greu să faci un scenariu când ai în față o persoană foarte impredictibilă, dar merge încercarea. Este clar că vor avea loc referendumurile, ele vor câștiga cu 99,99%. Asta este modalitatea tehnică prin care Putin poate fixa linia frontului, poate trasa o linie, pentru că el militar nu mai poate, nu se poate apăra, chiar dacă face mobilizare generală, cu armament convențional nu poate face față armatei ucrainiene susținute de NATO. Și atunci trebuie să tragă linia frontului altfel. Și această linie a frontului se trage cu referendumul și sub amenințarea evidentă a amenințarea nucleară, pentru că în felul ăsta ar fi afectată integritatea statului. Okay. Va urma o perioadă, o altă perioadă a războiului, cu fortificații semnificative pe linia frontului de la Herson și până Donetsk, Lugansk și așa mai departe, toată zona. Războiul probabil că va intra într-o altă logică, probabil cu mai puține rachete îndreptate dintr-o parte și în alta, un soi de, nu pot să-i spun înghețare, un soi de înghețare a conflictului, care poate duce la ani de zile, foarte mulți ani de zile, într-o altă formă, rămâne război economic, informațional, rămâne foarte mult. Riscul cel mai mare în schimbarea logicii de război va fi bagatelizarea știrilor față de război, pentru că poate nu vor fi atât de multe bombe și atunci oamenii vor spune că nu e mare lucru războiul ăsta și n-a fost niciodată. Asta e un risc. Adică iar mobilizarea parțială nu ajută militari, evident. Probabil specialiștii militari, din ce am văzut, spun lucrul ăsta, nu ajută niciun fel război, dar introduce societatea rusă, o introduce în logica de război. Adică, vedeți că pe ei mei am informat că sunt în război, uite, cu mobilizarea asta parțială, și suntem pregătiți să folosim și arma nucleară, pentru că deja suntem într-un semi-război. Suntem mai mult în război decât eram înainte, dar efectiv cu o linie trasată artificial cu referendumurile astea în Donbas și rezolvarea va veni probabil peste 10 ani, 15 ani la o schimbare de regim. Să vedem, să verificăm ipoteza. Deci, front mocnit, cald, în care se mai bombardează de o parte și de alta pe linia acestor republici, război informațional, economic, propagandistic de o parte și de alta, dar cu acest front care poate exploda oricând. E corectă ipoteza și să țină 10 ani, cum zice ascultătorul nostru? Da, este corectă ipoteza. Deci, dacă m-ați fi întrebat, cred că aproape cuvânt cu cuvânt ce a spus domnul înainte, aș fi spus și eu. Deci, se preconizează un război de uzură, va dura cel puțin până la sfârșitul acestui an. Există așteptarea Moscovei în ceea ce privește, și acesta e un cuvânt care circulă, l-au învățat toți, mai ales în Europa de Est, și anume fatig, un tip de oboseală de la cea comunicațională până la cea generată de problemele economice. În egală măsură, reașezarea zonelor de interese la nivel internațional, care însă, în acest moment, nu favorizează Federația Rusă sub nicio formă. Deci nu a reușit să-și câștige, din punct de vedere al decidenților numeric, mă rog, situația e altfel. Dar din punct de vedere al decidenților internaționale, al marilor jucători globali, nu a reușit să câștige pe nimeni de partea sa, ci dimpotrivă. În egală măsură, discuția, sigur, se poartă. Bun, și care este încheierea? Nu putem rămâne în această politic, vreau să spun, nu putem rămâne în această fază de așteptare negativă. Sigur că
finalizarea s-ar dori să se întâmple cât mai repede, numai că nu există în acest moment premisele unor negocieri de substanță. Asta da. E realitatea. Cu acceptul dumneavoastră, prelungim 10 minute peste ora 14, dacă se poate, pentru că sunt telefoane interesante și oameni care sună, dar vă rog înainte, Ciprian, mai rămâi o secundă cu noi, dar să răspundeți acestui mesaj, care mi se pare important. Vă ascult de 45 de minute și nu este nicio propunere de soluție. Păi dacă nimeni nu dă înapoi, ce facem? Ne sinucidem nuclear? Trebuie neapărat să coabităm estul cu vestul într-o lume imperfectă. Și asta înseamnă concesii de ambele părți. Rusia a dat de înțeles că e dispusă la negocieri, câștigând anumite teritorii, dar mai puține decât spera la început. Iar Ucraina trebuie să accepte pierderi teritoriale, din păcate. Dar o vor face pentru pacea mondială. Rusia e agresorul din perspectiva occidentală, dar trebuie să trăim alături de ea. Perspectiva Rusiei e că spațiul ucrainean e spațiu slav și nu vor cultură occidentală acolo. Pot să vă spun un lucru cert. Dacă Federația Rusă aplică aceeași politică agresivă față de Republica Moldova, în acel moment, două consecințe apar direct și imediat. Federația Rusă va fi la gurile Dunării, inclusiv pe brațul Chilia, iar Republica Moldova va deveni temă de politică internă în România. Deci dacă mă întrebați în condițiile în care s-ar ceda în Ucraina, dacă se poate mai rău, pot să vă spun că da, se poate mai rău și evident prima testare se face privind statele de frontieră. În al doilea rând, din punctul de vedere al negocierilor, al compromisurilor, al eventualelor înțelegeri, să știți că ceea ce vedem noi public este cam 20% din ce se întâmplă în legătură cu criza ucraineană. Și vă dau câteva exemple care nu fac obiectul dezbaterii publice, dar care sunt interesante, doar așa ca atitudine. De exemplu, dacă într-adevăr ar vrea să producă o problemă foarte gravă Alianței Nord-Atlantice, peninsula Kaliningrad ar fi, din punct de vedere strategic, mult mai simplu de activat negativ de Federația Rusă. Acolo, dacă ocupă 80 de kilometri, o fâșie de 80 de kilometri, ar rupe practic statele baltice de NATO și UE. Și cu toate acestea nu se întâmplă nimic. Au adus niște avioane hipersonice, mă rog, zona în schimb este foarte solidară de partea NATO, acum aducându-se și Suedia și Finlanda. Atenție! Deci acolo, miniștrii apărării, miniștrii de externe, șefii de stat sau de guvern, se întâlnesc săptămânal și cu toții în grup au legături, contacte de la Washington la Berlin, la Londra sau la Paris. E doar o informație. În legătură cu zona de sud, atunci când s-a dorit, exportul de cereale funcționează, iată, de o modalitate absolut stranie, dar iată că nu se întâmplă nimic. Navele respective sunt controlate de Federația Rusă, se transportă cereale, turcii prin centrul de la Istanbul gestionează întregul proces și nu avem vreo știre din zona respectivă. Ce vreau să spun este că poate paradoxal, se poate, chiar dacă nu prin concesii cedând în fața unei agresiuni. Ciprian, ai dreptul la o concluzie. Cred că vom asista așa cum a fost conflictul ăsta mognit. El mognește de când a fost alipită Crimeea și oarecum am stat toți într-o stare din asta de așteptare și într-o stare neclară. Toată zona de sud a Ucrainei sau toată zona care nu va fi cucerită până la momentul referendumului se va transforma într-o a doua Crimee și bătălia se va da pe următorii 10-15 ani și într-adevăr aici vor câștiga statele care vor avea cele mai puternice instituții și cu cea mai mare încredere, pentru că atunci va fi foarte greu ca propaganda rusă și toate influențele să vină din zona asta. Mulțumesc tare mult! 0372069599 rămâne deschis. Ovidiu și Florin, știu că sunteți acolo. Revenim după 2 minute la România în direct cu Cristian Diaconescu. România în direct la Europa FM.
România în direct la Europa FM. Astăzi, alături de Cristian Iaconescu, ne întrebăm de ce vrea Rusia escaladarea acestui conflict, ce să răspundă Europa și cum o să ieșim din această nebunie. Ovidiu, salutare, bine ai venit la noi. Bine v-am regăsit, aș putea să spun, domnule Striblea, domnule Cristian Iaconescu, mă bucur că sunteți din asta acolo. Bună ziua. Acum, aș dori, având în vedere că sunteți din asta, să pun două teme în discuție. Prima, vreau să vă întreb dacă este corectă afirmația pe care a spus-o dumneavoastră în preambulul emisiunii, cum că Rusia este un uriaș cu picioare de lut, o expresie care oarecum are și o, să spunem, istoricește, e valabil, având în vedere că și Suedia, lui Gustav și Napoleon și mai devreme, acum în ultima sută de ani, și Hitler s-a bazat pe afirmația asta. Asta e pe de o parte, dacă se poate menține această afirmație în condiția în care Rusia dispune acum de cele mai avansate arme. Și a doua, dacă statutul de neutralitate care era propus la început de către Federația Rusă prin Putin nu pare acum, cum să vă spun, o soluție mai bună a ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Asta, afirmația prima cu picioarele de lut, îmi aparține mie, așa că pentru cine n-a auzit, am... Pentru dumneavoastră, dumneavoastră. Dacă mențin eu afirmația asta, păi da, mă refeream la modul în care armata rusă a activat în acest război, adică un colos care s-a dovedit că nu are practică, experiență și dotare. Mențin afirmația, ceea ce este realmente îngrijorător este că Rusia e dispusă să omoare sute de mii de oameni pe care să-i prăvălească cu forța lor peste armele occidentale. Asta e, mi se pare că așa procedează. Dar aici, nu știu, domnul Iaconescu, o să mă contrazic, am zis prost sau cum vedeți lucrurile? Nu vă contrazic, pentru că acesta este adevărul. De ce cu uriaș? Da, într-adevăr. Dar de ce cu picioarele de lut? În primul rând, pentru că a epuizat, nereușind, toate variantele pe care le-a încercat de-a lungul anilor, după ce, în 1997, Alianța Nord-Atlantică a dat un semnal de flexibilitate, nu numai prin extinderea spre spațiul fost estic comunist al NATO, ci și prin relația NATO-Rusia, care în acel moment a fost instituționalizată, dar Federația Rusă și-a dorit să fie considerat un stat, să fie considerat un jucător global și nu unul regional. Și a făcut tot ceea ce a crezut de cuvință, politic, securitar, prin intermediari, în sensul de a fi recunoscută ca o forță globală. Și nu s-a întâmplat acest lucru. Și văzând că și-a epuizat toate resursele unui uriaș la nivel politic internațional, a uzat de ceea ce nu poate fi acceptabil, indiferent de argumentația din spate, de forța armelor. Și din acest punct de vedere, da, nu se poate discuta dintr-o perspectivă cooperantă în legătură cu un statut upgradat în legătură cu Federația Rusă. Vă dau exemplul Chinei, care a uzat de soft power în proiecția sa internațională și a reușit ceva mai mult. Bun, putem discuta aspectele punctual conflictuale, dar vorbim doar dintr-o perspectivă generală. Din zona, la întrebarea noastră a doua, și anume în ceea ce privește statutul neutral, să nu uităm, așa cel puțin după cum este argumentația publică, intervenția în Ucraina a fost generată de două linii, sau mă rog, a fost însoțită de două linii de mesaj. Primul, Ucraina nu există ca stat, practic negarea totală a identității suverane a acestui stat. Doi, denazificarea acestui teritoriu. Deci, din acest punct de vedere, ideea de alianță și apropiere de NATO, această idee a intrat în planul 2. În primul rând, trebuia desfințat statul ucrainean pur și simplu. Ori, din această perspectivă, sigur, Zelenski a insistat foarte serios la început
privind mesajul de integrare în NATO, zonele de excludere aeriană, mi s-a explicat și a înțeles, nu numai el, faptul că NATO nu va angaja militar Federația Rusă niciodată. Sprijinul statelor NATO, aici discutăm de un alt subiect. În ceea ce privește, mulțumesc pentru răspuns, în ceea ce privește denazificarea, există o mulțime de informații și de, mă rog, mărturii și oricine poate vizualiza despre acele batalioane care erau foarte aproape din punct de vedere ideologic de nazism. Iar o altă întrebare era, este dacă dumneavoastră vedeți, cum să vă spun, o creștere în timp a conflictului, o lungire a lui în timp, la ani de zile, și la escaladare în ceea ce privește Moldova, vreau să întreb dacă eu, ca tată, ca părinte al unui copil de 18-20 de ani, există posibilitatea ca în viitorul imediat apropiat să fie pus în fața unei variante de conflict direct cu rușii. Nu pot face o predicție categorică, mai ales că dumneavoastră ați indus o componentă personală și evident aici... Sunt mulți în situația mea. Sunt convins, respectul... Sunt mulți. Respectul... Deci sunt personaje publice care și-au căsătorit fiicele cu miliardari americani și copiilor, din punctul lor de vedere, sunt în siguranță. Eu mă gândesc, ca simplu cetățean, dacă această siguranță se va aplica și copiilor mei, măcar într-o mult mai mică măsură decât a persoanelor pe care mulți dintre cei care ascultă își dau seama. Dacă e posibil un război între NATO și Rusia, asta e. După părerea mea și din ce mai știu și eu din zonele la care mai am acces la anumite informații, sigur, acest aspect ar trebui zilnic, oră de oră, clarificat de cei care conduc țara, cei care își asumă această responsabilitate, pentru că eu am informația, nu? Pentru că vreau să mă derobez eu de răspundere, pot să vă spun că nu există vreo șansă ca Alianța Nord-Atlantică să se confrunte cu Federația Rusă, având însă cuvântul impredictibilitate asociat ca anexă la ceea ce înseamnă. Dar, o modificare a legilor militare din România care să refacă armata obligatorie sau să îi aducă pe mai tineri în situația asta e posibilă? După părerea mea, orice decizie care, într-o formă sau alta, este legată, pe de-o parte, de apărarea suveranității României, iar pe de altă parte, de răspuns în cazul unui conflict, înainte de a fi luată, trebuie asumată și explicată. Și, repet, în ce măsură și în ce proporție la un moment dat se upgradează nivelul de alertă, trebuie făcut cu foarte mare sofisticare. Vreau să vă spun un lucru. În acest moment, se spune că miniștrii de externe au fost înlocuiți de miniștrii apărării atunci când se discută de criza ucraineană la nivelul spațiului euroatlantic. Deci ei sunt cei care vorbesc cel mai mult, pentru că se știe un lucru. Câtă vreme există război, diplomația tace. Diplomația nu poate rezolva o problemă câtă vreme în teren se trage. Ovidiu, mulțumesc tare mult. Aș vrea la finalul acestei ediții să-l auzim și pe Florin. Salutare și mulțumesc pentru răbdare. Sper că mai ești acolo. Da. Bună ziua. Bună ziua. Am niște nelămuriri așa de om simplu, fără prea multă carte. Adică, în primul rând, ar vrea să-l întreb pe domnul Diaconescu, oare de ce comunitatea asta internațională în 2014 a avut o reacție așa de slabă? Bănuiesc că se datorează conducerii de atunci a Ucrainei. Reacția. Dar acum, când a început acest război, nu era foarte la îndemână tuturor țărilor care sunt așa de partea Ucrainei să spună, bă, fraților, voi, ambasadorii ruși care sunteți la mine acasă, mergeți frumos la voi acasă și stați la voi acasă. Asta e nu le aglomerați, că trebuie răspuns la fiecare. Deci o expulzare a ambasadorilor în situația asta, că de fapt despre asta. Din moment ce eu v-am spus, adică oricine ce spuneți dumneavoastră, că nu exista Ucraina, e o prostie. Asta e o prostie, că dacă ne întoarcem în istorie și ne ăla, o să ajungem ca de fapt să fie ceva ce ne întoarcem pe Imperiul Roman, nu? Romanii au fost ei cei mai mulți și ce au avut cel mai mare imperiu în zona. Primiți un răspuns că ați venit la locul potrivit. Domnul Diaconescu a condus externele acestei țări
Și cred că există niște proceduri diplomatice, niște chestii. Rolul, da, rolul diplomatului, mai ales al ambasadorului, este complex, dar două elemente vreau să precizez. Primul, reprezintă un coridor de transmitere a informațiilor duș întors. De regulă, în practica internațională, se păstrează ambasadori diplomați la post, chiar dacă statele sunt în timp de război. Al doilea rol e unul simbolic. Dacă dorești să transmiți un anume tip de semnal, îți retrage ambasadorul de la post, fie pe perioadă temporară, fie pe definitiv, sau scazi nivelul, rangul diplomatic. Dar aceste semnale sunt simbolice. Deci, mult mai important, dacă ambasadorul respectiv n-a intrat în situația de a deveni persona non grata, adică dacă nu acționează el împotriva statului în care este acreditat, de cele mai multe ori este păstrat până în ultimul moment, pentru că un canal de comunicare trebuie să existe, mai multe, cu atât mai bine, deoarece nimeni nu dorește războiul, iar pacea se face numai prin dialog. Eu cred că pe ruși nu-i poate opri de la război decât Rusia, adică poporul. Dacă oamenilor din Rusia nu li se transmite un mesaj clar, cum că nu e bine ce se întâmplă la ei acasă, nu cred că o să îl oprească cineva pe bolnavul ăsta de Putin. Intervenția în Ucraina, la un sondaj, să spunem, oarecum independent, a fost susținută de 83% din cetățenii ruși. Dar vă întreb da. Și eu acum, poate să dacă ne luăm după sondajele astea care le face fiecare cum vrea ca și la noi acasă. Sondajele cine le comandă, le și câștigă. Pe alea publice, alea interne e mai greu, da. Întreabă un domn, stai o secundă, întreabă un domn, Gavriluță, pe Facebook, poate să reziste Rusia la un război de uzură ținând cont de sancțiunile economice? Foarte greu, într-adevăr. Întrebare interesantă. Numai că durata unui război de uzură presupune victime, oameni care își pierd viața. Și nu poate fi acceptată cinic ideea că la un moment dat putem eventual să ne asociem idei de prelungire a unui război, pentru că până la urmă va ceda economic Federația Rusă. Este complicat, au cereale și hidrocarburi, deci au o resursă proprie pentru supraviețuire, cel puțin autarhică, este una dintre cea mai mare țară din lume. Sunt zone în care familii întregi trăiesc cu 70 de euro pe lună și sunt relativ mulțumiți, liniștiți, din moment ce nu vedem proteste. Deci, prelungirea a impactului sancțiunilor, va avea un efect, dar este de văzut cum va reuși să fisureze propaganda care a funcționat din 1917 până astăzi în ceea ce privește Imperiul Rus versus, așa zisul, atac occidental. Florin, îți mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru întrebări. Astăzi o să ne oprim aici. E un moment, inițial aș fi spus, de cotitură înainte de această emisiune, dar practic îmi dau seama că s-ar putea să fie un T0 la ce s-a întâmplat astăzi. Și s-ar putea să rămânem la concluzia ascultătorului nostru care spunea că de aici încolo, pentru vreme foarte lungă, nimeni nu mai dă înapoi? Ucrainenii în orice caz nu vor da înapoi. Este de văzut însă în ce formă probabil Federația Rusă va reconsidera mai ales viitorul imediat. Pentru că nu este un paliativ mobilizarea. Se află în stare de război în acest moment, ceea ce presupune un anume tip de atitudine, inclusiv din zona occidentală, și în acest război este în defensivă, ceea ce înseamnă un alt tip de mesaj, atât către lumea liberă, de care depinde Federația Rusă, nu numai invers, dar și în ceea ce privește propriul popor. Cristian Iaconescu la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea, ne auzim și mâine. Spor la treabă! Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.